Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Municipiul Focșani are un nou viceprimar. Consilierul local Marius Iorga de la UNPR a fost ales în funcție ieri în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local. Acesta l-a înlocuit pe liberalul Tudorel Trofin. Înlocuirea a avut loc ca urmare a schimbării majorității din cadrul Consiliului Local Focșani după ce Elena Cucu, Dragoș Horhogea și Lucian Moraru au trecut la UNPR. Astăzi este un moment de cotitură în activitatea Consiliului Local. Unul dintre colegii noștri, sau funcția de viceprimar a unui dintre colegii noștri, este discutat astăzi și eu vreau, din partea grupului PSD, să menționez faptul că nu este o chestiune legată de activitatea administrativă a lui. Noi am conlucrat foarte bine toți în cadrul Consiliului Local, nu cred că cineva poate să reprezinte ceva. Este doar o chestiune legată de o nouă majoritate în Consiliul Local și care este normal în orice sistem democratic să impună automat și oameni pe funcțiile pe care le are la dispoziție. Aș vrea să... Am vrut să menționez lucrul acesta, să nu fie interpretată altfel acest gest al nostru. Noul viceprimar, uneperistul Marius Iorga, a declarat că va face tot ce stă în putință pentru a se achita de obligațiile care îi revin. În curând mă va aștepta un nou segment în viața mea, se deschide, și noi responsabilități vorbate la ușă. Sunt conștient de această funcție și le mulțumesc consilierilor care m-au propus, cât și celor care m-au votat în număr așa de mare, sincer, nu mă așteptam. Și le mulțumesc pentru încrederea care mi-au acordat. Îmi permit, dacă această cale, să mulțumesc și prietenului și colegului meu, deputatul Laurențiu Țigheru, care m-a susținut și mi-a fost alături în acest timp. Și vă asigur pe toți, aici, acum, de toată transparența mea, o să fiu ca o carte deschisă pentru toți colegii, pentru toți cetățenii. Voi face tot ce îmi va sta în putință. Să-mi duc la bun sfârșit toate obligațiile și sarcinile care mi se vor încredința. Vreau să vă spun că în acest timp de când activez în cadrul Consiliului Local, am realizat că împreună cu colegii, indiferent de culoarea politică, am încercat împreună să punem proiecte serioase, proiecte care au fost necesare în mers al municipiului Focșani, nu numai pentru cetățeni direct, cât și pentru școlile din municipiu, grădinițe, spitale și așa mai departe. Liberalul Tudorel Trofin, fostul viceprimar al Focșaniului, a declarat că înțelege schimbarea majorității și respectă înlocuirea, însă și-ar fi dorit să fie avut o activitate mai fructuoasă în primărie. Poziția mea, ca și vestimentația de astăzi, care am considerat că trebuie să fie sugestivă, va fi una, așa cum cred că mă caracterizează pe mine ca persoană, una civilizată, care înțelege exact cum funcționează politica. În momentul în care s-a creat o nouă majoritate, ar fi fost absurd ca eu să încerc să rămân viceprimar al municipiului Focșani. Mai ales că motivația a fost una corectă. Așa cum domnul consilier a precizat, e vorba doar de algoritmul politic pe care eu îl înțeleg și îl respect. Vreau pe această cale să mulțumesc tuturor colegilor din Consiliul Local, dar cu siguranță mai degrabă aș vrea să mulțumesc celor cu care am colaborat din cadrul primăriei municipiului Focșani, care m-au ajutat să înțeleg cât mai bine ce înseamnă această autoritate publică locală, cum funcționează ea. Vreau să-i mulțumesc de asemenea și domnul primar Bucarelor Dumnezeu aici, ca să-i aduc mulțumirile personal pentru sprijinul pe care mi-a acordat în nemărate rânduri. Este evident că relația noastră nu a fost una întotdeauna perfectă, dar
Suntem oameni cu toții, poate mai și greșim și cu această ocazie vreau să-mi cer scuze dacă am supărat, dacă am deranjat vreodată pe cineva în cadrul activității mele din primăria municipiului Focșani. Mi-aș fi dorit ca această activitate să fi fost una mai intensă, dar apreciez ca o experiență deosebit de valoroasă acești 2 ani, aproape și jumătate, în care am fost viceprimar al municipiului Focșani. Mi-aș fi dorit de asemenea să leg de noile mai multe realizări. Au fost atâtea câte s-au putut. În colectiv, cred că am făcut mai multe. Personal, pot declara că nu sunt chiar satisfăcut de activitatea mea, dar cu siguranță o să mai vin în momente în care, probabil că și poziția în care voi fi eu în cadrul acestei primării, va fi una mai confortabilă și mă permite să fac mai multe pentru cetățenii municipiului Focșani. În prezent, în Consiliul Local Focșani, opoziția mai este reprezentată de doar 4 consilieri. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a organizat astăzi bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Angajatorii au pus la dispoziție acestora o ofertă de peste 260 de locuri de muncă. La bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, un număr de 233 de agenți economici au venit cu o ofertă de 266 de locuri de muncă, atât pentru absolvenți, cât și pentru persoanele cu experiență aflate în căutarea unui loc de muncă. Dintre acestea, doar 15 posturi sunt pentru persoanele cu studii superioare. Ca în fiecare an, această activitate se desfășoară în județul Vrancea. Anul acesta se desfășoară la Focșani și la Adjud, la Casa de Cultură, ambele începând cu ora 9. Pentru această acțiune, agenția a contactat un număr de 233 de agenți economici din județul Vrancea, care au ofertat un număr de 266 de locuri de muncă în diferite domenii, precum servicii, vânzări, alimentație publică, auto, manicură cu afor cosmetică, construcții, industrie grea, industria lemnului, confecții, muncitori necalificați, funcționar administrativ, asistent farmacie. De asemenea, și persoanele care au studii superioare și se află în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție un număr de 15 locuri de muncă vacante în următoarele meserii: inginer TCM, inginer construcții civile, inginer chimist, agronom, geodez, inginer mecanic, economist, asistent manager, electronist, informatician, programator, șef birou și referent comercial. Cei care au sperat să-și găsească un loc de muncă la bursă au fost prezenți la cinematograful Balada încă de la ora deschiderii. Mulți dintre ei erau tineri, unii absolvenți de post-liceală, alții cu studii superioare sau liceale, care nu au reușit să se angajeze până acum, dar și șomeri trecuți de vârsta de 40 de ani. Pentru ce job ai aplicat? Șofer, distribuții. Am mai lucrat și vreau să mai lucrez în domeniul ăsta. Studiați lista ofertelor de muncă. Ați găsit ceva interesant pentru dumneavoastră? Am început acum să... mă uit. Căutați ceva anume? Nu ceva anume. Fie un loc de muncă până la urmă. Na. În ce domeniu mai aveți experiență? Ei, așa am fost și ca șofer și acum am terminat cursuri de lucrător comercial. Și ați aplicat pentru vreun job? Deocamdată să mă uit. Oferte, văd mai mult de confecționer care nu le am în domeniul ăsta, nu. Nu știu, nu... Abia am început, era persoane mai multe și m-am uitat și în margine, deocamdată. Sper să găsesc ceva. Văd că oferte sunt multe, sunt destul de mestec aici. Care... Ai găsit vreo ofertă pentru tine? Da, cred. Sper să mă sune. Aștept. La ce ai aplicat? La postul de economist. Având în vedere că am terminat facultatea, aștept un job mai bine cotat. Ai lucrat în domeniu? În bancă, dar nu aici, la Iași. Am făcut facultatea și pe timpul facultății am și lucrat. Și sper să-ți găsești aici un loc de muncă. Sper, na, de ce nu? Dacă unii agenți economici au reușit să facă o selecție pentru posturile oferite, alți angajatori spun că nu au prezentat prea mult interes pentru cei prezenți la bursă. Suntem un grup de firme, Balcani, căutăm economiști, tineri absolvenți, dornici de muncă, avem și ingineri chimiști. La postul de inginer chimist nu am găsit, nu avem nicio propunere. Un asistent manager, chiar mi-a plăcut, ce să vă zic, 2 persoane până acum cu încredere, fără experiență, tineri care păreau că doresc să muncească.
Așteptam să vină mai mulți absolvenți. Ceea ce am constatat, au venit peste vârsta a doua. Nici așa nu sunt foarte mulțumită. Sper din ceea ce am selectat să găsesc cel puțin un om cu anumită experiență, ceea ce îmi trebuie mie. Ce ofertă aveți? Confecționer și călcător. Aș fi vrut mai degrabă un croitor cu experiență, dar se pare că lumea nu vrea să muncească. Evenimentul a reprezentat o oportunitate pentru toți solicitanții de locuri de muncă interesați de a cunoaște mai bine piața muncii și pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă conform pregătirilor profesionale, să se orienteze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare pe termen mediu și lung. Manualele școlare pentru clasa 1 întârzie să apară. Banii alocați de Ministerul Învățământului pentru achiziționarea abecedarelor ajung doar pentru jumătate din necesarul de cărți. Chiar dacă noile manuale destinate elevilor de clasa 1 întârzie să apară, reprezentanții Inspectoratului Școlar Vrancea spun că nu există motive de îngrijorare în acest sens. Mai mult decât atât, chiar dacă suma alocată până în prezent achiziționării acestor manuale nu acoperă decât jumătate din numărul cărților, se speră la o rectificare bugetară prin care să fie achiziționat întreg numărul de abecedare. Pentru manualele școlare adresate elevilor de clasa 1, au fost repartizate prin bugetul inspectoratelor școlare sume suficiente pentru achiziționarea acestora. De asemenea, licitația privind realizarea și cumpărarea manualelor digitale se află pe drumul cel bun, contractele fiind semnate. Nu trebuie să ne îngrijorăm, deoarece Ministerul Educației Naționale monitorizează de aproape și chiar se implică în buna desfășurare a tuturor acestor etape. Până la clarificarea situației privitoare la manualele pentru prichindei, Ministerul Educației Naționale a dat liber la utilizarea clasicelor abecedare. Fundația Română a Inimii, Consiliul Local al Municipiului Focșani, Primăria Municipiului Focșani și Clubul Rotary Varana Focșani continuă și în 2014 proiectul Promenada Inimilor Focșănenii și nu numai. Sunt invitați duminică 28 septembrie 2014, ora 16, în Piața Unirii să participe la un cross pentru sănătate. Deschiderea evenimentului va avea loc la ora 16 și va fi urmată de o desfășurare de activități sportive. Importanța și beneficiile sportului vă vor fi demonstrate de cluburile sportive din municipiu. Începând cu ora 17:30 se va da startul Promenadei Inimilor, ce va consta într-un cross pe un traseu stabilit, marcat cu semne ușor de urmat, traseu care va rămâne permanent pentru a încuraja locuitorii orașului să facă mișcare în fiecare zi. Evenimentul se va încheia la orele 21. Inima este un mecanism, este un motor care pune în mișcare întregul nostru sistem. Inima ne ajută să facem foarte multe lucruri. Ne ajută să iubim, ne ajută să respirăm, ne ajută să stăm într-un sistem echilibrat care nu face nimic altceva decât să ne ajute să funcționăm bine. Dar vedeți dumneavoastră, dacă ne întrebăm ce facem noi pentru inimă sau ne întrebăm de ce are nevoie ea, chiar la momentul de față sunt convinsă că ne este foarte greu să răspundem. Iată de ce, dragi, am hotărât. Inima are nevoie de un prieten. Și n-am hotărât numai eu. Au hotărât-o un întreg bloc pământesc. Cu adevărat, inima are nevoie de un prieten care știe de ce are nevoie. De un prieten care poate să o facă să fie sănătoasă. De un prieten care se numește mișcare, care nu cere nimic, care nu costă, dar care poate să aducă mari beneficii sănătății, corpului nostru și, la modul general, să ne aducă o stare de bine. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană în ce privește mortalitatea și morbiditatea prin boli cardiovasculare. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ce privește procentul din PIB dedicat sănătății. Cred că suntem probabil pe ultimul loc în țară, în Uniunea Europeană, în ce privește banii alocați și programele care se derulează privind prevenția bolilor cardiovasculare. Cardiologia și bolile cardiovasculare au trecut și trec deocamdată printr-o pasă mai
mai proastă din punctul de vedere al fondurilor alocate, pentru că suntem pe primul loc la mortalitate și morbiditate și pentru că avem foarte puțini bani. Poate e bine că Ministerul i-a trecut prin cap să investească mai puțin bani în prevenție, în programe de prevenție. Pentru că e clar, și toată lumea știe, și toată lumea vorbește, și toată lumea pretinde că înțelege treaba asta, dar noi în țară de 25 de ani nu se mișcă nimic. Care să confirme că oamenii și oamenii care ne conduc și înțeleg lucrurile astea. Să prevenim este mult mai ieftin decât să tratăm. Lipsa mișcării este unul dintre principalii factori care pot duce la apariția bolilor de inimă, obiectivul principal al programului Promenada Inimilor fiind acela de a încuraja persoanele de toate vârstele să facă mișcare, ca parte importantă a prevenției bolilor cardiovasculare. Cei care doresc să participe la acest eveniment pot veni duminică în Piața Unirii din Focșani pentru a face 3.000 de pași pe Promenada Inimilor. Sănătatea inimii tale este vitală. Este momentul să ai grijă de inima ta. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va menține răcoroasă, cerul va fi parțial acoperit, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra în jurul valorilor de 8 și 10 grade, iar cele maxime între 17 și 19 grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!